Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre relația autor-voce lirică, evident la nivelul discursului liric. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Pe cine credeți că reprezintă aceste portrete? Ați recunoscut, bineînțeles, scriitori, autori ai unor opere valoroase, persoane reale care au trăit într-o anumită perioadă, al căror nume apare pe coperțile cărților. Ai ascultat vreodată o poezie recitată chiar de autorul ei? Ascultă vocea poetului Tudor Arghezi. Scanează codul sau introdu adresa urele de mai jos. Poți opri filmul pentru a face acest lucru. Te rog să pornești filmul după ce ai rezolvat sarcina de lucru. În discursul liric, Vocea nu este autorului ca persoană care trăiește sau a trăit în realitate, ci este o voce ficțională. Autorul este ființa reală care scrie poeziile. Vocea lirică este rodul imaginației autorului. Este așadar o proiecție a autorului în lumea ficțiunii. Prin intermediul acesteia, mesajul este transmis către cititor. Vocea ficțională, adică vocea lirică, reprezintă o ipostază umană, iubitorul de natură, de exemplu, sau artistul, creatorul, geniul, copilul, îndrăgostitul, revoltatul, călătorul sau alte ipostaze. să observăm relația dintre autor voce lirică în următoarele două poezii. Multe flori sunt, dar puține rod în lume o să poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte. Critici voi cu flori de șarte care roade n-ați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Și al doilea text. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună se ascund în rămurele. Noapte bună! Doar soarele suspină, pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină. Dormi în pace! Observăm că cele două poezii sunt scrise de același autor, Mihai Eminescu. În prima poezie, ipostaza vocii lirice este aceea de artist, de creator. Iar în cea de-a doua poezie, ipostaza vocii lirice este aceea de iubitor al naturii. Să observăm relația autor-voce lirică în alte două texte. În lumea asta sunt femei cu ochi ce îi cântei, dar oricât ele sunt de sus, ca tine nus, ca tine nus. Căci tu înseninezi mereu viața sufletului meu, mai mândră decât orice stea, iubita mea, iubita mea. Și cel de-al doilea text, frumoaso, ți si s așa de negri încât seara când stau culcat cu capul în poala ta, îmi pare că ochii tăi, adâncii, sunt izvorul din care tainii curge noaptea peste voi și peste munți și peste șesuri. Pentru primul text observăm că autorul este Mihai Minescu, iar al doilea text este scris de Lucian Blaga. Aceeași voce lirică apare în ambele texte, în Ipostaza de îndrăgostit. Îți propun să exersezi singur sau împreună cu un coleg. Citește fragmentele din poeziile de mai jos, apoi identifică autorul fiecărui text și ce ipostază umană reprezintă vocea lirică. Când am fost mare, zice copilul. Bunica îmi spune că odată, fetiță, ca și noi erai, că ai avut și tu păpușă și cu păpușa te jucai. Am izbucnit în râs. Cum asta? Ai fost fetiță ca și noi și ai fost certată că rochița ți-ai murdărit-o cu noroi? Și al doilea text. Zor de zi o se revarsă peste vesela natură, prevestind un soare dulce cu lumină și căldură. În curând, și el apare pe orizontul aurit, sorbind roa dimineții de pe câmpul înverzit. Identificați autorul și postaza vocii lirice. Lectură plăcută. Succes.